teritoriale. În cadrul analizei efectuate, am solicitat câteva lucruri extrem de importante pentru a crește eficiența luptei contra răspândirii coronavirusului. Direcțiile de sănătate publică vor trebui de urgență să emită toate deciziile pentru persoanele diagnosticate cu coronavirus, care fie nu s-au internat în spital în urma diagnosticului, fie au ieșit la cerere din spital înainte de a fi vindecate. Este vorba de peste 4500 de persoane pozitive, pentru care în perioada de până la adoptarea legii nu am avut temei pentru a dispune izolarea, evaluarea stării de sănătate și tratamentul, fie în cadrul unităților spitalicești, fie la domiciliu, în cazul celor care nu prezintă simptome evidente. De asemenea, accelerarea anchetelor epidemiologice privitoare atât la cazurile diagnosticate pozitiv până în prezent, cât și privitoare la persoanele care urmează să fie diagnosticate. Este foarte important să se emită deciziile administrative prin care să se dispună izolarea la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile pentru orice persoană care a intrat în contact cu persoane care au fost diagnosticate ca fiind pozitive, infectate cu coronavirus. De asemenea, am solicitat tuturor instituțiilor cu atribuții de control, sub coordonarea prefecților, intensificarea acțiunilor de control, mobilizarea tuturor angajaților care au atribuții de control pentru a intensifica prezența în teren și pentru a-i sancționa pe aceia care nu respectă legea și regulile de protecție sanitară impuse prin actele normative care au fost emise de guvern, de ministere, agenții și de alte autorități ale administrației centrale. Am solicitat poliției să susțină direcțiile de sănătate publică în identificarea rapidă a persoanelor care au intrat în contact cu persoanele infectate, astfel încât să se dispună într-un termen cât mai scurt posibil măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare în cazul în care acest lucru este solicitat de cetățean. Am solicitat poliției să reia controlele prin care să se asigure că persoanele pentru care s-a dispus izolarea, carantinarea, respectă măsura dispusă de către autoritățile sanitare. De asemenea, am accentuat necesitatea de a pregăti deciziile pentru toate situațiile necesare. Ne confruntăm cu o creștere semnificativă nu numai a numărului de cazuri, ci cu o creștere semnificativă a riscului de transmitere a virusului în comunități. Dacă la data de 1 iunie aveam cel puțin un caz în ultimele 14 zile în 350 de localități, astăzi există cel puțin un caz în ultimele 14 zile în 954 de localități. Asta înseamnă că există riscul de transmitere din cauza prezenței cel puțin a unei persoane infectate în peste 950 de localități. Asta înseamnă o creștere semnificativă a riscului de transmitere și înseamnă o atitudine mult mai hotărâtă din partea autorităților în impunerea tuturor măsurilor necesare pentru a limita răspândirea virusului. Nu în ultimul rând, am dat un semnal foarte clar
de fermitate în atitudinea fiecărei instituții, în aplicarea regulilor, în toate instituțiile, în toate companiile, indiferent de activitatea pe care o desfășoară, toți trebuie să respecte regulile. Una dintre condițiile pentru reducerea riscului de transmitere a virusului este creșterea constantă a procentului din populație, a numărului de cetățeni români care respectă regulile și care se protejează sau îi protejează pe ceilalți de răspândirea virusului. Acest lucru trebuie făcut atât prin campania de informare, cât și prin luarea de măsuri de sancționare fermă a celor care nu respectă legile. Aștept întrebări. Cu siguranță, odată cu intrarea în vigoare a legii, există această posibilitate de a dispune carantina zonală pentru comunități locale sau pentru zone în cazul în care este o răspândire a virusului semnificativă, care nu este înfocare. Adică la noi nu este concret. N-are nicio legătură cu Marea și cu Muntele. Aici este vorba, dacă într-o localitate, de exemplu un sat sau un cartier sau o localitate, o comună sau un oraș, există o răspândire a virusului, un număr de cazuri care depășește numărul de cazuri de minimum 3 cazuri la 1000 de locuitori, se poate dispune carantinarea zonală și se pot dispune măsuri restrictive pentru zona care este carantinată, ținând cont, în mod evident, de cauza principală care a dus la răspândirea virusului, pentru a contracara, practic, prin măsurile restrictive, pentru a diminua riscul de răspândire a virusului. Nu suntem în situația de a carantina un județ, niciun județ. La ora actuală există un număr de localități care sunt sub urmărire, sub supraveghere. Încă nu este demarată procedura pentru carantinarea niciunei comunități, dar sunt un număr de, în Argeș, de exemplu, sunt 3 localități care sunt sub evaluare și în cazul în care continuă răspândirea virusului se poate dispune suspendarea. În Brașov sunt 3 sau 4 localități. S-a făcut o evaluare pe localități. Deocamdată nu s-a luat nicio astfel de măsură, dar dacă va fi necesar, nu vom ezita să luăm astfel de decizii. Deciziile se iau, evident, la propunerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, cu avizul INSP, DSP, INSP, prin ordinul comandantului. Internarea, nu externarea. A spus cineva, a refuzat externarea? Internarea. Internarea este. Prin decizie administrativă se impune internarea persoanei pentru 48 de ore. Se va emite o decizie administrativă prin care persoana respectivă va trebui să se interneze în spitalul în care se emite decizia. Evident că trebuie să respecte decizia administrativă. Dacă nu este de acord cu decizia, poate să o conteste la un judecător. În cazul în care îi se respinge contestația, trebuie să respecte decizia imediat cu emiterea deciziei. Dar sper să nu ajungem în situația asta. În ultima instanță există și această posibilitate, dacă vor fi reticenți, dar niciun cetățean care este diagnosticat și pentru care recomandarea medicului este să se evalueze starea de sănătate în primă fază în spital, eventual să fie urmărită evoluția bolii în spital, nu trebuie să se teamă de acest lucru, pentru că este pentru binele lui, este în interesul sănătății și o astfel de internare poate să-l ferească de niște complicații care ulterior pot fi prevenite printr-o evaluare a stării de sănătate sub supraveghere medicală. Doamna premier,
Nu vă dau astfel de informații. Când vor fi localități, vom demara procedura și vom anunța public. Dacă v-am spus că nu pot să vă dau numele niciunei localități. Dar atenție! De exemplu, în evaluarea, să spun, a unei comunități, a unei zone, a unei, nu se iau în calcul de focarele. De exemplu, dacă este focar un spital sau focar e un cămin de bătrân, numărul de cazuri calculate nu sunt legate de numărul de cazuri din focarul respectiv, pentru că măsura de carantinare se ia numai atunci când există răspândire în comunitate și trebuie luate măsuri de restricție. Dar deocamdată nu. Când vom definitiva procedura pentru astfel de decizii de carantinare zonală, le vom anunța public pe toate și cu toate argumentele. După informațiile mele, nu sunt incluse persoanele retestate, dar legea a dispus ca în comunicarea publică făcută să fie evidențiate în mod distinct persoanele care sunt testate pentru prima oară și care sunt declarate pozitiv și persoanele care sunt retestate după ce au fost diagnosticate ca fiind pozitive în cursul tratamentului. Dar în datele care au fost prezentate până acum nu au fost incluse persoane retestate, ci este vorba strict de numărul de cazuri noi. Nu, am fost întrebat dacă sunt de acord și am spus da. O discuție. Legea trebuie să stabilească acest lucru. Din cauza, în urma deciziei Curții Constituționale, s-a prevăzut că Parlamentul hotărăște cum, cine decide data alegerilor. Parlamentul a preferat să decidă Parlamentul. Parlamentul a decis orice modificare a legii trebuie făcută de Parlament. Nu, n-am discutat subiectul. PNL-ul ar putea să depună o astfel de lege în Parlament? În măsura în care va exista sprijin, putem discuta asupra acestui aspect. Vom rezolva această problemă cât de curând. Nu mai trebuie să dispună decizia de izolare la domiciliu și de evaluarea stării de sănătate, adică ei trebuie diagnosticați pentru a se vedea dintre aceste persoane câte persoane mai sunt pozitive. În cazul în care sunt pozitive și au anumite simptome, ele vor fi tratate în spital sau într-o secție exterioară a spitalului special organizat pentru tratament, iar dacă n-au simptome, se vor putea, dacă doresc lucrul acesta, să se trateze acasă, dar monitorizându-se evoluția situației medicale pentru fiecare. N-am ascultat. Primul subiect abordat la videoconferința cu directorii direcțiilor de sănătate publică a fost solicitarea mea către direcții să-și evalueze necesarul de personal suplimentar de care au nevoie pentru a putea face față provocărilor rezultate în urma luptei împotriva răspândirii virusului, în special în acele direcții de sănătate publică care sunt foarte solicitate. București, Prahova, Argeș, Galați, Timiș, Arad, sunt direcții de sănătate publică care au nevoie de întăriri cu siguranță. Acum avem la dispoziție instrumentul legal care este prevăzut în legea 136. Se poate fie pe bază de voluntariat, fie prin detașare dispusă, fără acordul angajatului și fără acordul conducătorului instituției unde lucrează angajatul, că asta era principala frână la detașarea voluntară, pentru a putea detașa personal. Dacă avem nevoie la Direcția de Sănătate București, la Direcția de Sănătate București, dacă avem nevoie de anesteziști la secția ATI din Matei Balș, detașăm acolo. Deci, practic, acum putem utiliza această pârghie a detașării. Mai mult decât atât,
legea prevede și un spor pentru persoanele care sunt detașate, care sperăm să fie un argument suplimentar pe lângă conștiința fiecărui cadru medical pentru a putea, asigura resursa umană necesară. Gândiți-vă că trebuie să creștem numărul de anchete epidemiologice, gândiți-vă că trebuie să creștem numărul controlelor, gândiți-vă că trebuie să creștem interacțiunea cu cetățenii, organizarea bazelor de date. Sunt o mulțime de lucruri care trebuie efectuate de direcțiile de sănătate publică, care duc la creșterea inclusiv pentru DSP-uri și pentru ambulanțe, serviciile de ambulanță județene. Până un alta, noi am achiziționat astfel de unități mobile de terapie intensivă. Vom continua achiziția de unități de terapie intensivă. De asemenea, mai avem spitale mobile pe care le putem instala. Am văzut exemplul secției modulare care a fost construită în curtea spitalului Elias de Dăruiește Viața și s-a arătat a fi o soluție foarte bună care a fost pusă în practică într-un ritm destul de rapid. Noi ne mobilizăm să luăm toate măsurile. De asemenea, vom crește numărul de locuri în secțiile de terapie intensivă, pentru că există potențial de a crește numărul de locuri în terapii intensive în mai multe spitale. Evoluțiile, cel puțin pe 2-3 săptămâni, există resursele și în măsura în care reușim stabilizarea, plafonarea, să atingem un plafon ca număr de infectări ulterior, urmând să scădem numărul, sistemul de sănătate nu va fi depășit ca și capacitate. Încă avem resurse suplimentare la care putem apela și vom apela la toate soluțiile posibile pentru a face față evoluției epidemiei. Ba nu, se poate face prin recoltarea de probe, fie de către DSP, fie de către ambulanțe, fie prin deplasarea la spital, în funcție de cum va dori fiecare persoană care este în situația respectivă de a fi infectată și de a nu fi sub nicio formă de control. Există criterii de analiză, va fi comparația cu numărul de cazuri din România. INSP va propune, CNSU va hotărâ. Când avem evaluarea făcută de INSP, vom lua decizia în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Nimeni n-a trimis din guvern niciun român la muncă. Românii au plecat la muncă de bună voie, fie având contracte prin agenții de plasare a forței de muncă în străinătate, fie prin relații directe cu angajatori din alte țări. Practic aici nu teza asta că a trimis guvernul sau a trimis cineva. Oamenii au plecat de bună voie pentru că și-au găsit locuri de muncă. Foarte mulți nu au apelat la companii de plasare a forței de muncă, ci pur și simplu pe baza relației cu angajatorul, relații directe care a fost construită în anii anterior, aducând și alți prieteni, rude la muncă, s-au dus la muncă în străinătate. Problema a fost, din punctul nostru de vedere, și am impus-o imediat după cazul Cluj, în ziua respectivă, să asigurăm toate măsurile de securitate sanitară, de protecție sanitară pe parcursul deplasării, de asemenea să verificăm măsura în care le sunt respectate drepturile cetățenilor români. Vă readuc aminte că în urma vizitei ministrului Muncii Violeta Alexandru în Germania s-a schimbat legislația în favoarea muncitorilor, nu numai români, muncitorilor din alte țări, în care s-au introdus măsuri de asigurare a protecției sănătății, s-au eliminat samsarii de contracte și de asemenea
În cazul în care o firmă e în dificultate și nu poate plăti salariile, guvernul german și-a asumat răspunderea de a plăti salariile neplătite pentru muncitorii care au lucrat la firme aflate în astfel de situații. Vă mulțumesc! Seară frumoasă!